Salut și bine v-am găsit aici, bă, fraților, la un nou episod de pe acest canal din Brawl Stars. Astăzi o să facem cel mai mare opening de pe acest canal. Bine, cel mai mare opening însemnând că o să avem 5 star drop-uri de astea legendare. Dar stați așa că nu se termină aici, adică le avem pe astea 5 pe acest cont. Mai am pe contul secundar încă 5 și am mai primit de la o prieten încă 5 star drop-uri legendare. Deci de-aia zic că o să fie foarte, foarte blană. Și ce să mai mă... Îi dăm după acum cu opening-ul pentru că n-are rost să mai ne lungim așa de tare până la urmă, așa zic eu, așa că e de până la urmă. Ok, lăgăiești un pic cantare și o puteți să recunosc această chestie, dar asta este până la urmă, să vedem acum. Primul nostru star drop, sper că ați dat și voi acolo foarte multe like-uri. Ia să vedem aici, primul nostru star drop, ia să vedem. Ia, hulu, doamne, am niște emoții pentru că, na, poate să fie aproape orice, poate să fie pentru că e legendar, frate. Ia să vedem aici, ia. Mamă, ce ăsta, bă, frate, bă, m-a dezamăgit total aici. Dezamăgire mare, frate, dezamăgire. Ia să vedem aici următorul nostru star drop, ia să vedem. Spunem că din asta o să fie ceva mai bine. Haide, doamne ajută, ia. Bun, fraților, din păcate mi-a luat acolo un mic crash, dar voi ați apucat să vedeți ce a picat acolo și mai degrabă a spus a picat, a picat Hypercharge la Jesse, deci am văzut și eu ce a picat acolo, dar mai contează. Avem acum al treilea nostru star drop legendar, ia să vedem aici, haide. Doamne ajută la ceva ca lumea, haide, ia să vedem. Bun, vezi că-s bune rău astea, frate, că vrea să le iau mai repede și-o pe dracu ăsta, că nu degeaba mă chinui să le iau, nu-i așa? Ia să vedem, următorul nostru star drop legendar, haide, haide. Ok. Mamă, slab, foarte, foarte slab asta care dă star power, sincer acum, frate. Ultimul nostru, ia. Hai să zicem că merge, că n-avea nici măcar un schimb pe Sandy, dar părerea mea este că n-a picat așa cine știe ce. Bine, poate a fost bine că ne-a dat niște puncte de-astea pe Draco ca să pot să le iau și-o mai repede, dar în rest nu mi se pare așa cine știe ce. Așa că, stați așa, că am două de-astea pe club. Ah, ok, da cineva în club, ok. Bun, acum revenim pe contul secundar unde avem următoarele noastre 5 star drop-uri, așa că revenim acolo. Ne aflăm aici pe contul secundar unde avem următoarele 5 star drop-uri legendare. Ia să vedem aici, sper să avem mai mult noroc decât pe contul meu principal pentru că acolo... Să zicem că a fost cât de cât, dar star power-urile acelea mi-a plăcut deloc, pentru că mai mult, na, nu prea mi se pare mie alea cine știe ce, na, un star power poți să le iei mai ieftin decât ceva de legendar, știi? Așa că hai să vedem aici primul nostru star drop legendar, hai de capul meu, ia să vedem, doamne ajută, frate, doamne ajută aici, ia! Ce ăsta? Ok! Un skin pe Nani care să zicem că este cât de cât. Eu zic că merge cât de cât acolo, cât de cât. Ia să vedem următorul nostru star drop legendar. Ia să vedem. Haide. Doamne ajută. Ce e ăsta? A, brawler nou, frate. Bun. A, mă, că e bine, mă. Am luat și noi măcar aici un brawler să-l avem în plus pe contul secundar măcar. Ia să vedem acolo al treilea nostru star drop legendar. Ia să vedem noi aici cum trebuie. Haide. Bun. Ia să vedem aici. Doamne ajută la ceva ca lumea. Ce e ăsta, mă? Mamă, vezi că ăsta e șmeche, mamă, nu, frate, skin-ul ăsta chiar merită, frate, ăsta chiar este de raritate legendară, după părerea mea. Deci au meritat calul meu acel star drop, ia să vedem acum următorul nostru star drop, ia să vedem. Ok, haide, mă. Ok, hai că da, bine, se încarcă pe mai greu pentru că este foarte multă lume pe Brawl Stars și cred că de asta. E, ăsta nu mi-a plăcut deloc. Sincer, star power-ul nu trebuia să pice din legendar, dar hai să zicem că merge, doamne ajută acolo cât de cât. Ia, următorul nostru star drop, ia să vedem aici. Haide, mă. Bă, da, se încarcă greu de tot shop-ul ăsta. Băi, asta este de la joc, n-am ce să zic și oameni, mă, că e foarte... Ok. Aparent, star drop-ul acela s-a dus, dar cred că am dat eu încă unul plus și s-a glicit un pic pe shop, ce mai probabil, așa cred eu. Ia să vedem. Da, nimic a interesant până la urmă, nu știu. Ultimele două a fost un pic cam nașpa, pentru că se putea și mai bine, dar... Să zicem că merge acolo cât de cât și acum o să vedeți opening-ul de pe contul prietenului meu, așa că hai să dăm și acolo bătaie. Și acum ne aflăm pe opening-ul lui Hacker, ia să vedem aici ce pică din primul star drop legendar, să vedem 1000 de coin-uri, un pic am urât aici, hai să vedem acum următorul nostru star drop, ia. Haide Hacker, să vedem dacă ți-a picat ceva ca lumea sau nu, bă, eu sincer n-am văzut până acum ce a picat, deși e prima mea reacție, wow, ia. Aaa, crezut că ai picat brawler, mă, frate, ai picat skin din al doilea. Suntem al treilea nostru star drop legendar, ia să vedem aici. Hai, Hacker, să vedem. Doamne, nu știu să fi picat și liceva calmea, frate, că sunt chiar foarte curios. Ia să vedem. Hai să zicem că merge hypercharge-ul, chiar dacă să zicem că este cât de cât, dar... Na, să vedem acolo următorul nostru star drop, ia să vedem. Ia.
Hulu, am un pic de emoții să văd dacă a picat și liceoa ca lumea, pentru că la mine a văzut și ce mi-a picat pe urmă, de mai aici, ia. Bă, să zicem că merge și skinul pe Frank, chiar dacă nu este cel mai scump skin, da, merge până la urmă, să vedem aici ultimul nostru star drop, ia să vedem. Hai să ne acum, hai hacker, apasă. Ia ce ăsta? Bă, vezi că e cât de cât acest skin. Bă, chiar i-a picat destul de ok, i-a picat din aceste star drop-uri, sincer, acum. Bun, fraților, ne aflăm acum pe contul nostru secundar, pentru că acum, după acest mare opening, urmează încă 3 star drop-uri de pe contul secundar, adică astea care le avem mereu daily, și o să fie și pe contul principal, ca să fie acolo un opening ceva mai măricel, așa că hai să dăm aici bătaie cu primul nostru match și înainte să dăm bătaie, trebuie să facem și noi câteva upgrade-uri pe domnul Pearl, pentru că avem nevoie de un power mai mare ca să avem multe șanse să câștigăm și noi cum trebuie. Ok. Bine, aș putea să-l fac full, dar n-aș risca să-l fac chiar așa full, știi, pe băiatul ăsta, că nu știu, nu prea ar avea rost să-l fac pe ăsta, că ideea că nu prea joc cu acest brawler, știi, și de-aia zic. Și bun, să înceapă primul nostru match pe Brawl Stars după ceva timp de când am așcat și acest jocul, pentru că în ultima vreme am jucat un pic cam puțin jocul acesta, dar eu zic că merge acolo cât de cât. Ia să vedem. A, deci aparent din prima vei merge ăsta cu boți. Hai că e mai bine, frate, mai bine, că așa, nu știu, ideea este că mai bine că avem așa boți ăștia, că scăpăm și noi mai ieftin. Ai de capul meu. Mi-apare un pic internetul, trebuie să recunosc, dar cred că e de la emulator cel mai probabil, așa cred eu. Așa cred. Sau poate fi de la mine, nu se știe, frate. Hai, Bulinski. Măi, Bulinski, mă, tu nu înțelegi, frate. A, se că am uitat ceva ce ăsta, ultima ta, băiatul ăsta. Opa, încă una, gata, s-a dus domnul Bulinski. Ok, momentan avem power 3 și nu mai găsesc pe nimeni pe aici, adică, a, uite că am stat acolo pe Ibit. Eu o să mă bat la bătaie, că n-ai rost să mă farmez destul de mult, pentru că, na, vorba aceea-s boții ăștia, adică boții mor foarte repede. Te-ai dus, frate, te-ai dus! A, păi oricum e easy, frate, easy. Acum vedem unde este următorul, că băieții ăștia cam fug de noi, că ne vede așa farmați și ne vede că suntem player reali, cred și eu că fuge de noi. Ce faci, frate? Și acum să-l căutăm pe ultimul. Acum întrebarea mea, unde este ultimul? Că i-am bătut pe restul, dar ultimul unde se mai ascunde și ăla, frate? Că și boții ăștia se mai ascund uneori. Ha, bă, frate, unde este ultimul, mă? Pe bune că l-am pierdut pe ăsta. Frățior, unde te-ai pitit, bă, frate? Efectiv, frate, deci eu acum mă chinui să-l găsesc pe ultimul. Și aparent ultimul nici măcar nu se arată pe aici prin zonă. Ha, bă, frate, dar unde este ultimul, mă, frate? L-am pierdut, gata. O să stăm vreo 10 ore până termin noi acest meci, pentru că ultimul cam fuge de noi. A, uite-l, mă, aici! Ce faci, bă, boschetare, bă? Ce fac, mă? Bă, vină încoace, bă! Alo? Ia că-i fac save. Fii atent, ia. Nu vrea să dea ultima ta. Dă-mă ultima ta să-i fac schemă. Hai, mă! O ultimată așa să-l omor de tot pe băiatul acesta a fost chiar foarte blană. Ok, am făcut și... am făcut quest-uri, frate, hai să mai dăm așa, play again, dăm până la 4 meciuri, cam așa, ca să luăm primele 2 star drop-uri una după alta și mai luăm și ceva de la PES, pentru că ați văzut că mai avem niște quest-uri de alea la solo. Ia să vedem, următorul nostru meci aceea foarte forță, deci apare tot așa, ăsta cică 0 bot. Eu nu știu de unde le vine aceste nume la băiții ăștia, dar în fine, acum, mamă, stați așa că mi-a făcut, face un pic de lag aici, de la emulator. Nu știu, cred că e de la emulatorul ăsta că apare în continuu, sau poate ăsta au mâncat prea mult internet și eu n-aș avea destul să-i dau, habar n-am, frate, nu înțeleg toată această treabă, dar pot eu să mănânc mai mult internet, cel mai probabil, adică poate mai face el ceva pe fundal, așa cred. Ok. Mamă, frate, bă, da, mi-apare un pic așa cu internetul, trebuie să recunosc, dar asta este până la urmă. Mamă, frățioru, opa! A, da, tragi după mine, mă! Tragi după mine, mă! Fiți arpocul de râs! Salut, Burly! Salut și ție, doamna Roza! Vezi că vreau să dau bătăiță și eu, că vreau să fac și ultima ta pe tine. Ok, gata. Și acum, întrebarea numărul 2. Unde se află ultimul pentru a doua oară, frate? Deci, efectiv, stau să-l caut pe ultimul, frate. A, uită-mă aici! Băi, domnule Colt, ia vină cu asta să dau un pic de bătăiță. Ia vină cu acea, hai, frate. Te ține să-ți... Mamă, încă una și gata. Deci nici n-am mai apucat să-i fac ceva, că omul a murit aproape instant. Deci nu mai zic nimic până la urmă. Aute, frumos, am făcut și cea două quest-uri și mai dăm acum bătaie cu al treilea match și mai dăm și cu al patrulea ca să avem și noi acolo star drop-uri asigurate. Să avem și alea, dar avem și alea de la al patrulea match câștigat. Ok, deci nu avem boți aici. Bă, dar au ăștia niște nume să mă apuce de nou, adică Polina. Adică ce, nu știu, dar le vine la ăștia la Brawl Stars niște nume la boți, dar nu știu, de mă zăpăce ceva, adică cum să pui numele la boți, frate, să pui Polina. Adică ce, adică o semna ceva într-o altă limbă. Ai de capul meu, se duce și internetul meu un pic pe, se duce pe ducă. Mai de capul meu, gata!
S-a adus internet. Oh, nu, 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 nu. Asta nu e din cauza mea, e din cauza internetului. Deci, vă zic eu acum, deci mai mult nu jurați internetul, nu mă jurați pe mine. Vă rog eu frumos, că n-are rost să mă jurați pe mine. Ok, lăsăm așa. Asta este un meci pierdut, nicio problemă. Ia să vedem. Sper acum să își mai reveni celor leacă, pentru că da. Ok, deci și ăsta cu pro, un nume interesant, Killer, bă, înseamnă că oamenii cred că își pune numele Killer, cea mai probabil, adică dacă își pune și boss ăștia Killer, mamă. Uite-l pe pro, ăsta o să-mi dea bătaie. Ăsta o să-mi dea bătaie, i-am dat bătaie. Săracul pro, frate, săracul pro. Ok, bun, 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 un pic de HP acolo ca să reziste și noi la bătăi, că la urmă vorba aceea, frate, dacă n-avem HP, murim ca fraierii după aceea. Ok, mai strâng eu câte puțin internetul, dar cred că e de la emulator cel mai probabil, sau poate chiar de la mine, dar habara n-a fi de la emulator sau de la mine. Uuuu, papa, Poco! Așa, mă, frate, mă, suntem aici a forță pe meci. Acum unde se află restul, frate, că... Ok, ăștia se omoară în 3, dar unde se omoară ăștia? Ok, dar unde v-ați omoră voi între voi? A, uite la cea. Ok. Mamă, frate, mai sare și internetul, mă, băgă... Haide, haide! N-am înțeles nimic acolo, dar în fine, lăsăm așa, nu mai contează. Locul 2, eu zic că merge foarte bine locul 2. E mai dăm acum bătaie cu ultimul nostru meci, pentru că nu o să mai stau să-l iau și pe ultimul star drop, pentru că ar dura 10 ani până aș lua și pe ultimul. Și plus că mai avem contul ăsta, mai avem contul principal, de mai avem încă vreo 2 star drop-uri și vreau să le luăm și pe alea, până la urmă. Ok. Aaa, și nu mi-avea alea, doamne. Cum să spui, mă, doamne, doamne. Nu știu, ăștia, dar bro, ăsta s-au o imaginație foarte blană de tot, adică să pui nume la boss în halul ăsta, n-am auzit până acum. Sau poate doar ceva de ăsta cu ei să pună nume, habar n-am acum. Mamă. Ok. Mai sare mie internetul, dar măcar a făcut Dynamic ceva pe aici, adică n-aș ta-și pune acolo cât de cât. Bă, da, sare, frate, sare de tot internetul ăsta. Bă, 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 ușor, 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 ușor. Haide, cam, cred că trebuie să dau un restart la... La asta, la crește, la Brawl Stars, bine spus, pentru că internetul mi apare acum pe telefon că merge chiar ok, merge, deci ori emulatorul, ori Brawl Stars-ul, una din două. Uuuu, te-ai dus, frate, frumos, power 9 aici pe zonă, power 10 și acum să-i găsim pe ultim, mamă. Acum, întrebarea numărul 1, unde se află din nou ultimul? Deci această întrebare a repetat-o în ultimul hal până acum. Haide, bă, unde ești tu, frate, unde ești la ultimul, ăla mai smart 2 decât mine? Unde e, mă, frate, ăla? Ai de capul meu, da! Tutorial cum să-l găsiți pe ultimul. Dar, sincer, dacă ar exista un tutorial să-l găsiți pe ultimul mai ușor, m-aș uita la cum are drag, m-aș uita, frate, sincer. Ok, da, frate, da, un... Mamă, frate, să te-am boscheți, al naiba, fiți, iar boschetarul de râs, du-te de aici, du-te, du-te! Să nu mai te văd. Și gata, ăsta a fost și al patrulea nostru match. Și acum să vedem star drop-urile, ia. Ok, rare. Să zicem că a fost acolo cât de cât. Super rare. Merge, frate, merge cât de cât. 43 de trofee pe plus. Și avem acum 2048 de tokenuri. Mama, am rupt tokenurile în două. 100 de dată se trase pe dreapta. Aproape o iau pe Melody, dacă mai stau să mai fanez un pic. Ha, mă, pe bune, nimic ca bun, frate, pe bune, mă. M-a așteptat și la ceva ca lumea, dar din păcate nimic ca bun, așa că trecem pe contul principal. Bun, fraților, ne aflăm acum pe contul nostru principal și avem aici acele două star drop-uri pe care le vom lua imediat acum. Prima oară să le colectăm aceste eventuri pentru că cine să le colecteze în afară de mine, pe la urmă. Pac, pac, pac și acum îi dăm bătaie cu Cordelius pentru că ăsta este cel mai nou brawler care l-am luat pe acest cont, adică cel mai recent, mai bine spus. Și hai să vedem acum dacă câștigăm sau dacă pierdem, că acum s-ar putea să nu mai fie boss ca pe contul secundar, pentru că am făcut câteva trofee pe Cordelius, pentru că am stat să farmez și un pic cu el, mi-a plăcut foarte mult brawler-ul și da, zic acum. Ok, și întrebarea mea, ce are Brawl Stars-ul de mi-apare în continuu că virgulă caută playeri? De ce mi-apare în continuu? Pe bune Brawl Stars? Da, deci cred că îi dăm un restart, că nu se mai poate așa ceva. Bun, fraților, am revenit înapoi aici pe Brawl Stars, am dat un mic restart pentru că mai devreme se blocase acolo, adică mi-a părea în continuu că virgulă caută player și acum, uite, din prima mi-a dat 10 din 10. Acum nu știu ce avea și jocul acesta, că mi-a făcut de vreo 2-3 ori până acum, dar, na. Eu acum sper să avem și noi player. Mamă, cum apare, frate, ia. Ok, deci ăsta cu 0 bot ăsta l-am mai văzut și meciul trecut, frate. Ăla, că ne-a dat pe contul secundar. Mamă, frate, da, sare internetul, dar de ce sare mie internetul fix când filmez, frate, pe bune?
Bine, oricum cred că o să-mi fac episod de pe telefon, pentru că pe telefon am văzut că nu sare dacă stau să mă joc, adică pe calculator sare, dar pe telefonul. Deci, luați și, na, și deduceți bine treaba aceasta. Da, se lăguiește, frate, se lăguiește de la internet, n-am ce să-i fac acum momentan, dar sper să-și revină în timp ce ne jucăm și noi acum, pentru că își mai revine, cred. Așa, sper. Aoleu. Am dat capros ultima ta, fără să vreau. Haide, capul, hai. Ok, l-a omorât pe fraier, dar mi se lăguiește în continuu de la internet, frate, deci are internetul boală pe mine astăzi. A început iar să aibă boale. Ok, hai că luăm mașina ce ziceți ca să fie acolo ce trebuie. Eu mi-au power up pentru că nu se știe dacă o să fie chiar 100% boss, pentru că până la urmă am făcut vreo câteva trofei pe brawlerul acesta și de-aia zic, s-ar putea să nu fie 100% boss. Ia uite. Te-ai dus, frățiorul. Și s-a dus și internetul meu odată cu tine. Aolo. Am dat și ultima ta, vine numai de deam. Ok. Asta e cam gadgetul ăsta, să poți să-i dau... Ia zi, frate, mai poți să tragi mine? Nu mai poți să tragi. Ok, mai folosi gadgetul ca să intru direct în el, ca să mai stau să mă lungesc prea tare. Ce face el, primo? Fără ultimată aici pe zona mea. Fără ultimată, frate, fără ultimată. Bun. Hai că a fost chiar tare meci, să n-am de nu. Nu vreau să joc cu tine. Bă... I-aș da play again, dar hai să ieșim să vedem și noi cine pică în acest ardu, pe să vedem aici. Ok, din păcate tot așa un rar amărât. 10 trofei pe plus și avem niște tokenuri de-astea sau? A, 68, ok. Hai să vedem acum meciul cu numărul 2. Ia să vedem acum. Bine, s-ar putea să fie acum player real, pentru că v-am spus, am vreo câteva trofei pe acest brawler și s-ar putea să ne dea cu player de aia real, care o să fie un pic mai greu de bătut, dar... Cu un pic de noroc, ia uite. Ce v-am spus, frate, ce v-am spus? Mă, bă, da, ce rancuri au ăștia, doamne. Auzi, bă, se joacă oamenii, mă, se joacă, n-am nici ce să-ți mint acum, chiar se joacă băieții. Ok, primul nostru crate. Acum trebuie să stau și un pic pe bară, trebuie să farmez mai mult pe ora, pentru că nu se mai poate. Aute, frate, aute, deja s-a început bătăliile astea epice prin zonă. Aolo, netule. Te rog, eu nu mă sabotac. Ce faci, bă? Q-metri! Te bate Max, frate! Haide, curul tău, frate, te-a bătut Max. Opa! Atunci pe asta, pe melodii, frumos, avem power up mai mult pe noi. Gata, power up 7, degeaba sunt player de ăștia real, pentru că deja avem power 7, deci deja putem să spunem că suntem aproape câștigați. Opa! Pisicuța! Hai, pis! Hai, pis! Ia! Fiți atentă. Ce ai făcut, frate? N-am mai putut să tragi bine, mă! Bine, mă! Mi se lăguiește, dar nu mai contează, frate, nu mai contează că se lăguiește. Ideea este că e gadget acesta care mă avantajează foarte mult, frate. A, uite, gata, frumos! Stau un pic așa să-și vină puțin internetul ca să pot să mă rog și mai bine pe cineva. Să vedem acum care este ținta noastră numărul 1. Ia să vedem pe aici. Boschetar, ceva, niciun boschetar pe bune. Ok, deci fără boschetari aparent. Hai, frățiorii, haideți. Unde v-ați ascuns? Ce faci, frate, acolo? Mamă, frate, ce m-a luat Max! Ok. Măcar am murit, frate, măcar am murit și domnul Max. Da, deci aparent am pierdut ca fraierul aici. Puteam să iau locul 1, dar asta este până la urmă. Să vedem acum meciul cu numărul 3, dacă stau să mă înșel. Da, al treilea meci ar fi ăsta. Ok. Deci, din nou, playeri de ăștia reali. Ok, o să fie un pic cam greu cu playerii ăștia, dar hai să zicem că merge acolo. Mamă, ăsta e de la care are range-ul mare, frate. Ai de capul meu, nu știu cum să-l bat pe ăsta, frate. Hop! Bă, da, lasă-mă încolo! Bă, dar ricoșa în continuu din acel chest în mine, frate, să mă apuc eu de nou. Ai de capul meu, da, deci... Deci am uitat complet că hitul lui Bell poate să ricoșeze în continuu, adică nu e la fel ca la Jesse să ricoșeze o singură dată. Deci la asta ricoșează în continuu. A, uite, 0 bot, îl avem din nou pe băiatul acesta. Și avem încă unul, 0 bot. Mamă. Ok, bun. Hai că își mai revine și un pic internetul acesta pe parcurs, văd. Ok, deci primul nostru power up. Deja mă bat la bot, hai că n-are rost să stau să mă farmez ca fraierul, că n-are rost până la urmă. 0 bot, ia vină cu aceea, vină cu aceea, ne bate dacă e șmecher. A, uite, easy shot run. Ia mă, frate, ia bătăiță cum trebuie așa. Deja suntem deja la locul 8. Ideea este că mai trebuie să facem încă un meci, asta e toată chestia, dar facem imediat și următorul nostru meci. Bye, musculiță, așa. Nu știu așa la vrăjeală câteva câteuri să avem acolo să nu murim din prima. Mamă, ce e aici, frate? Bye și tu, așa.
gadget ca să nu ne dea în continuu rachete noi. Ce faci, frățiorul? Nu mai poți să dai noi? Gata, te-ai dus, frățiorul, și tu. Și gata, mai avem încă 3. Bine, încă 3 în afară de mine, mă refer. Pac, pac, pac. Te-ai dus și tu, frățiorul. Și acum rămâne ultimul care din nou... Ok. Aici a fost alea cu zona, de ca să mă nu mai repede spre el. Ai, de cam am atacat prost zona. Și gata, te-ai dus și tu, frățiorul. Și gata, mai avem acum încă un meci în afară de acesta. Gata. Și ultimul nostru meci în sfârșit, frate, în sfârșit. De când așteptam acest moment să dau și ultimul meci. Ok, aici ăsta este direct meci de la cu player real, pentru că de fiecare dată când sunt player de ăștia real, durează până îi găsește și ați toată faza, dacă trebuie să știți și voi o leacă. Ia să vedem. Să vină playerii adevărat să ne dea mare bătăiță. Aute, frate, ia uite. Bă, da, toți aveți rang, mă, toți aveți rang. Bine, și eu am rang, dar am un rang așa mai vai de capul lui, știi, dar să zicem că merge. Bun. Strategia mea ar fi să stau prin acest boschete mare pentru că am acel gadget care m-a avantajat foarte mult. Hai de capul. Mamă, ce prost am tras să mă apuc de nu. Nu, nu, trebuie să mă retrag, că sunt un pic cam slăbus pentru moment. Ok, ok. Ce faci, mă? Mai ești mecher, mă? Mai vrei să mă bați? Mai vrei să mă bați acum. Oh, 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 oh. Mamă, ce mi-a făcut ăla, bă? Frate! Bă! Ăla s-a teleportat fix în mine, ești nebun acă. Doamne, doamne, ce playeri. Bă, de ce efectiv? Omul meu s-a teleportat fix în mine, s-a teleportat. Ok, avem din nou un meci de ăsta așa mai greuț, dar de data aceasta o să stau un pic mai AFK, pentru că n-are rost să mai mă bat la bătaie, că vreau să termin shot-ul cu acest episod, pentru că deja ne lungim prea tare din cauza mea. Ce faci, frățiorul? Opa, oh, 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 ușor, bă, ușor, calmează-te. Stau la banca mea frumos și nu mă bag. Hai, Fengule, că deja mă super, frate, deja. Ok. Bine, frate! Mamă. Bine, știam că o să mor, dar măcar am făcut și noi acolo locul 4 ca să putem să terminăm și noi cu acest episod pe urmă. Gata. Și să vedem acum al doilea nostru star drop. Și nimica bun, adică m-am chinuit aproape degeaba ca să fac niște trofee. Pentru nimica m-am chinuit acum. Ok, hai bă, bă. Măcar aveți și noi aici unde stau. Un tire. Epic. Hai să zicem că merge. Ce? Bă, chiar foarte, foarte tare skin-ul ăsta pe Mr. P. Chiar îmi place ăsta. Și bun. Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod și în caz că v-a plăcut, dați și voi acolo un like. Și eu am fost Andrei Biș și vă zic acolo la toată lumea, pa, pa. Deci, pa, pa.